Ionita. Și eu, Costi. Am lăsat oficiile, rutina și ne-am pornit în goana după soare. Călătorim full time, acesta fiind stilul nostru de viață. Acum suntem într-o călătorie de 6 luni în Asia de Sud-Est. Iar la moment ne aflăm în Vietnam, a cincea țară, și anume în Ho Chi Minh. Iuhu! Acum suntem chiar în centrul orașului Ho Chi Minh și am venit la Piața Independenței. Ticketul costă 40.000. Această clădire minunată, Palatul Independenței, a asistat la multe etape din istoria Vietnamului. A fost construit în 1867 și de atunci a fost condusă de Franța, Japonia și Vietnam. Și a suferit de asemenea o reconstrucție. Mulți când aud de Vietnam cred că aici nu e sigur, probabil asta din cauza războiului vietnamez. Dar de fapt acum e foarte sigur în Vietnam. Nivelul de siguranță e destul de ridicat aici. Lumea este veselă, zâmbește, aici este foarte prietenoasă. De fapt, războiul din Vietnam a fost interpretat diferit de ambele părți ale războiului. A fost considerat un fel de război civil, o luptă între Vietnamul de Nord, cel comunist, și o luptă între Vietnamul de Sud, cel socialist. Și Vietnamul de Nord a fost ajutat de către Uniunea Sovietică și China, iar Vietnamul de Sud a fost ajutat de către America, fiind cel mai mare sponsor și, de fapt, de multe ori numindu-se chiar războiul vietnamez-american. Vietnamul de Nord considera acest război ca un fel de eliberare a Vietnamului de Sud de către americani, iar America considera ca un fel de apărare de către vietnamezii de Nord care erau comuniști pentru a nu permite răspândirea comunismului în Vietnamul de Sud. Acest război a durat aproape 20 de ani și în final s-a terminat prin învingerea Vietnamului de Nord și s-a format în final Republica Socialistă Vietnameză. A fost sala de conferințe unde se instalau cabinetele de miniștri. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Iar ăsta era oficiul vicepreședintelui din vremea aceea. Fostul apartament al fostului președinte a Vietnamului de Sud. Iar chiar aici este dormitorul. Deci președintele aici și-o odihnea osul. Aici era camera de primire a președintelui. Această cameră se petreceau consultările referitor la război. Iar aceste hărți reprezentau războiul în anumite etape. Iar acest oficiu foarte modest era de fapt oficiul președintelui.
Și aici a fost camera primei doamne. Deci baie acolo. Cam așa o daie micuț pentru garderobă avea prima doamnă. Ar vrea să am și eu măcar jumătate. Și mai era și propria cinema aici, în încăperea aceasta mare. Iar această cameră era camera de primire a primii doamne. De camera de proiectoare pentru cinematograf. Ochi tehnică pe aici. De acolo se punea pelicula și se derula. Una sus și alta jos. Liniile conturilor. Noi ne aflăm acum aici. Este un dormitor foarte modern, strict necesar și telefoanele alături. Și aici e în cuptunel. Stăpânul era tipul președinte. Limbi cu ea. Vizita noastră la Palatul Independenței a luat sfârșit. Am făcut un tur prin exterior și prin interior la acest palat. A fost așa, destul de interesant. Am aflat multe despre istoria Vietnamului, în special istoria Vietnamului în timpul războiului. Clădirea este una medie, nu pot să zic că am rămas ceva super impresionați. A fost ceva destul de interesant, așa să numim. Este construită cu mai mult de 100 de ani în urmă de către francezi. Cel mai spectaculos este că chiar în fața ei se află o statuie a Maicii Domnului, foarte mare, și de parcă domină acest loc. Este foarte interesant, mai ales seara este iluminată și este foarte frumos. A fost construită în 1880 și aceste două turnuri au câte 58 metri înălțime. Mai scurt nu se poate de intrat în biserică, de fapt nu se poate pentru vizitatori. Ne-a spus că peste 2 ani putem să venim să vizităm din nou biserica și să intrăm. Deoarece se fac niște restaurări și deci nu se permite. Dar cred că totuși se permite pentru cei care vin să se roage aici, deoarece este ajun de Crăciun și chiar acum se aude că se face o ceremonie în interior. Și chiar alături de catedrală se află poșta și
De fapt, este o poștă care lucrează până în ziua de azi, dar este deosebită prin arhitectura ei, atât pe exterior cât și pe interior. A fost construită în 1891. N-avem nicio șansă să facem poză aici. Totul e o înghibusală completă. Nici de afară nu putem să facem poze, cât foarte mult, nici pe dinăuntru. Știi chiar să trimiți scrisori, felicitări sau cărți poștale. Обосып мошку я чуню околу. Все ты князь конфликт. Are you done?